asta imediat, vedem pentru început principalele subiecte. DNA s-a autosesizat în cazul scandalului de la Tarom. Fostul director al companiei, Mădălina Mezei, se va prezenta în calitate de martor pentru a da lămuriri în privința ordinului pe care susține că l-ar fi dat ministrul transporturilor Răzvan Cuc de a ține avioanele la sol în ziua moțiunii de cenzură. Dan Barna cere mutarea anchetei privind proiectele sale cu fonduri europene de la Departamentul de Luptă Antifraudă la DNA. Candidatul USR la prezidențiale se teme că Viorica Dăncilă va face presiuni privind ancheta. După aproape 5 luni de închisoare, Liviu Dragnea vrea să scape de condamnarea la 3 ani și jumătate primită în dosarul angajărilor fictive. El a depus prin poștă la instanța supremă o cale extraordinară de atac. Dragnea a fost închis la penitenciarul Rahova pentru instigare la abuz în serviciu. Grevă generală la Barcelona și în alte orașe din regiune. Transportul rutier, feroviar și aerian sunt perturbate. Sute de mii de catalani susținători ai independenței regiunii s-au adunat deja în centrul orașului și cere liberarea liderilor separatiști condamnați de Curtea Supremă a Spaniei. Începem cu imagini în direct din Barcelona, paralizată de protestele de stradă. Sunt acolo sute de mii de oameni. Au avut loc și violențe. Spune poliția, au avut loc ciocniri cu forțele de ordine. Iată, vedeți în imagini, au dat foc protestatarii mașinilor, magazinelor. Au blocat inclusiv intrarea în catedrala Sagrada Familia. Sunt proteste ca reacție la decizia Curții Supreme din Spania de a condamna la închisoare 9 lideri ai mișcării secesioniste. Sunt proteste care au început în urmă cu 4 zile, iată, au intrat în a 5-a zi și blochează deja întreg orașul și regiunea din jur. Oamenii au oprit trenurile, au blocat străzile în semn de protest. Meciul de fotbal dintre Barcelona și Real Madrid, un meci foarte important programat pe 26 octombrie, a fost deja amânat pentru decembrie din cauza acestor manifestări violente. Vă vom ține la curent cu ce se întâmplă acolo și mai departe în programele B1 TV. Scandalul avioanelor ținute la sol se mută la DNA. Procurorii anticorupție au deschis un dosar penal după ce ministrul transporturilor i-ar fi cerut fostei directoare a Tarom să oprească unele zboruri în ziua moțiunii de cenzură, astfel încât unii parlamentari să nu poată ajunge la București ca să voteze. Ministrul Cuc a recunoscut că s-a întâlnit seara cu Mădălina Mezei în fața casei ei și că s-a interesat ce politicieni vin la București, dar spune că a făcut asta pentru că a vrut să se asigure că totul e în ordine. Domnul ministru m-a chemat la dumnealui în birou cu 2 zile înainte să-mi spună că trebuie să anulăm niște curse interne ca să oprim accesul parlamentarilor la votarea moțiunii de cenzură. I-am răspuns că așa ceva este imposibil pentru că noi nu suntem stăpâni de sclavi, suntem o companie de oameni liberi. Pentru aceste declarații, Mădălina Mezei, fost director general al companiei, a fost chemată luni la audieri la sediul DNA. Mezei insista că și-a pierdut funcția pentru că a îndrăznit să îl înfrunte pe ministrul demis al transporturilor, care i-a cerut un lucru de nepermis și fără precedent. Mai exact, să inventeze probleme tehnice și să țină la sol mai multe curse interne. Inițial era vorba despre 5 zboruri, Timișoara, Oradea, Baia Mare, Satu Mare. Erau 2 de Timișoara, 2 curse. Ne-am uitat, mi-a cerut domnul ministru să identific senatorii și deputații aflați la bord. I-am arătat. A doua zi, domnul ministru m-a chemat și mi-a zis că trebuie să anulăm una dintre curse și că să procedez în sensul ăsta. Și atunci am spus că, din păcate, nu stă în puterea mea. Direcția de zbor este condusă de domnul Susanu, care este post holder, și n-am nicio autoritate asupra lor. Cum puteam să opresc de la zbor 5 aeronave? Gândiți-vă logic. Mai multe tipuri de aeronave. Nu știu ce operau în ziua aceea. Boeing, ATR, Airbus. Era imposibil să opresc 5 tipuri de aeronave. Da? Deci, încă o dată, se încurcă niciun dat. Însă a intrat într-un joc al unor grupuri de interese pe care, cu siguranță, nu-l va putea duce la bun sfârșit.
Și totuși Răzvan Cuc s-a întâlnit cu Mezei cu o seară înainte de votarea moțiunii. Dovadă stau imaginile apărute în mediul online, surprinse în fața locuinței Mădălinei Mezei. Eu n-am spus că nu m-am întâlnit cu doamna Mezei miercuri cu seara, dar nu i-am cerut un astfel de lucru. Am întrebat-o într-adevăr pe doamna Mezei, care este, dacă de la ce parlamentar zboară, dacă totul este în regulă și dacă vin își fac cursele cum trebuie, fiindcă aflasem și eu pe surse, ca să spun așa, și se lamentase toată lumea de la opoziție ca și opri eu avioanele. Solicitarea lui Cuc a fost ilegală, el încălcând astfel legea datelor cu caracter personal. Consiliul de administrație Altarom a decis în urmă cu 3 zile revocarea Mădălinei Mezei din funcția de CEO Altarom, după ce aceasta a fost numită în funcție în luna iunie. Mădălina Mezei a declarat că va ataca în instanță decizia pe care o consideră ilegală și abuzivă. Pe de altă parte, Viorica Dăncilă a dispus trimiterea corpului de control al prim-ministrului la Ministerul Transporturilor și la Tarom SA. Premierul demis susține că vrea ca aspectele manageriale semnalate de mass media să fie clarificate. Ramona Ursu, jurnalist Newsweek România, bună seara! Bună seara! Ce vă spune cazul ăsta, așa cum evoluează el, iată, de la o oră la alta? În primul rând, nu cred foarte tare nici în ce spune doamna, în sinceritatea până la capăt a celor doi protagoniști, pentru că nu mi-e clar de ce doamna nu a spus nimic a doua zi, iată, după întâlnirea aia de, care a avut loc seara, despre care amândoi vorbesc. Nu înțeleg de ce nu s-a discutat a doua zi. S-a discutat după ce doamna înțeleg că a fost demisă din funcția de manager al Tarom. Și deodată avem un mare scandal, dar din punctul meu de vedere, orice manager cred că s-ar fi sesizat chiar din seara aia, când tu, director al Tarom, ești întrebat despre numele unor călători. Ceea ce este, cred, pentru un amator sună cel puțin ilegal, nu doar imoral aici. Ține justificarea asta a ministrului că el a vrut să se asigure că e totul în regulă? Deci el spune că dimpotrivă a întrebat cine vine să se asigure că toată lumea poate să ajungă la București. Dar iarăși nu era treaba lui, nici asta. Nu era treaba ministrului asta și nu înțeleg de unde justificarea asta. E clar că discuția a avut loc. Cel mai probabil domnul ministru se teme de niște înregistrări care ar putea să apară de moment ce totuși confirmă această discuție, astfel încât că dacă vor apărea astfel de înregistrări, să poată avea o justificare. Confirmă această discuție cu acest subiect. Cu acest ce subiect. Parlamentari, ce curse, doar că le dă o altă interpretare. El zice că nu vrea să blocheze cursele, dimpotrivă, voia să asigure că ele merg după cum trebuie. Da, este o aberație ceea ce spune domnul ministru și numai din punctul ăsta de vedere putem să ne punem foarte multe semne de întrebare. Dar e bine totuși că și acum chiar și acum a ajuns această discuție în spațiul public și că cineva s-a autosesizat. Bun, mai departe o să vedem ce fac parchetele, pentru că în ultimul timp parchetele n-au obișnuit să nu prea facă nimic. Doamna Mezei pare foarte hotărâtă, ducându-se să dea declarații în calitate de martor. Presupun că în momentul în care iști tot scandalul ăsta, ai ceva probe pentru ceea ce afirmi, nu? Să sperăm că doamna Mezei are probe. Adică nu e doar un joc de imagine, un joc de răfuială, cum zice Cuc. Nu cred că este doar un... Nu, eu cred că chiar discuția a avut loc pe bune. Adică, din punctul ăsta de vedere, eu cred în ceea ce spune doamna, că au avut loc acele discuții, că au avut loc în sensul acela, pentru că nu poate fi ministru preocupat și nici nu ar avea de ce să fie un ministru preocupat, dar chiar să presupunem așa că îl interesa dacă acei parlamentari vor veni la București. Ce treabă avea el să știe dacă vor veni? Și mai ales de ce să le ceri numele, cine, pe ce cursă e, exact, deja intrăm în altă zonă. Este o aberație. Unde nu începe eu să-mi pun niște semne de întrebare este dacă nu cumva înainte de aceste discuții sau dacă nu ar fi avut loc demiterea doamnei din funcția de director al Tarom, dacă ei nu ar fi continuat să lucreze bine, mersi, discuția să rămână, acea discuție din acea seară să rămână pur și simplu la o parte. Rămâne acest semn de întrebare, nu? De ce doamna Mezei n-a anunțat atunci autoritățile? Da, de fapt, trebuie spus că ea a făcut declarațiile astea publice, e adevărat, după această demitere. Putem să presupunem că doamna Mezei, eu știu, o fi zis, ce treabă am eu să denunț ministru, eu sunt un manager, până la urmă o să fac discuția asta uitată, n-am făcut ce mi-a cerut, o să mă facă plouă, lasă-l în plata lui de ministru. Da, nu pot să accept varianta asta, pentru că atunci când ai o asemenea responsabilitate, când un ministru vine și îți cere numele unor călători, tu fiind managerul Tarom, ești
cred obligat, adică când suspectezi că este o, poate fi o infracțiune la mijloc, ești obligat să te duci la organele de anchetă și să spui ce s-a întâmplat. Te transformi în, să zicem, avertizor de integritate. Cumva legea ne obligă. Denunțător, da. Legea ne obligă să facem asta. Dacă asistăm acum, iată, și noi doi la o infracțiune sau punem aici la cale ceva și mie mi se pare ceva suspect, ar trebui să mă duc să anunț organele de anchetă. Cu atât mai mult cu cât vorbim totuși despre managerul Tarom. Nu este un SRL de cartier. Vorbim despre o mare companie în care ar trebui să avem încredere. Dar ce poate să-mi spună mie asta? Adică oricine care ajunge ministru poate să se ducă la un manager de companie de stat să-l întrebe date caracter confidențial? Se pare că da. Se pare că de fapt că ăsta e sensul plasării unor oameni de încredere în diverse instituții cheie ale statului. Nu, nu despre asta vorbim și o să vorbim și mai încolo în emisiune despre cum încerci să plasezi și să bați în cuie oameni în funcții publice ca să ai pârghii de control politician fiind? Eu sunt de acord și într-adevăr asta se întâmplă în țara noastră. Dar asta, despre asta spunem, că în acest scandal ne punem și aceste semne de întrebare, cum că în momentul în care ceva le se întâmplă acestor oameni de paie care sunt plantați în diverse funcții cheie ale statului, iată că deschid gura și deodată văd foarte multe ilegalități. Ceea ce e foarte bine să vadă ilegalitățile. Dar ne punem întrebarea dacă totuși astea sunt toate ilegalitățile pe care ei le-au făcut împreună sau cumva au auzit de ele și nu le-au spus mai departe. Și nu știu în ce măsură mai putem să avem încredere în instituțiile statului. Datoria noastră de jurnaliști e să ne îndoim și să nu credem în coincidențe. Pe mine, de exemplu, mă intrigă faptul că poți cere o întâlnire unei directoare de companie de talia Tarom pe o stradă, la adăpostul Întunericului, în fața casei sale, adică ceva, cum să spun, dacă nu e amical, atunci e la limita forțării, în extrema cealaltă. Ai un cadru instituțional în care vorbești ca ministru cu șefa companiei Tarom, o companie națională, strategică, n-o chem noaptea pe stradă, nu? Și ea vine, culmea, adică nu e nicio problemă. Da, și ăsta a fost un detaliu interesant. Domnul ministru a vorbit inițial despre o întâlnire care ar fi avut loc la el în birou cu două zile înainte de moțiune. Apoi doamna a venit cu aceste completări, spunând că a avut loc seara. Înțeleg că a confirmat și domnul ministru până la urmă că s-au întâlnit și seara. De asta eu spun că acolo a existat, tind să cred, acum vom vedea ancheta cum va decurge, dar tind să cred că ei aveau o relație de colaborare destul de bună, strânsă, hai să ne vedem acolo. Până când ceva n-a mai mers. Până când... Ce să se fi întâmplat? Să fi fost doar episodul cu așa zisa cerere a ministrului sau să fi fost și alte lucruri? Pentru că e interesant, ministrul vine și plasează lucrurile exact invers. El spune, doamna a fost demisă și e nemulțumită și frustrată pentru că făcea tot felul de nereguli. Dar iarăși, putem să le întrebăm și pe domnul Cuc același lucruri, ca și pe doamna Mezei. N-ai spus la momentul respectiv, ai așteptat să iasă scandalul ăsta ca să o acuzi de toate lucrurile astea? Păi da, eu cred că e asta și fac. Ei se au unii pe alții la mână cu câte ceva. Domnul ministru vine acum și ne spune că doamna și-ar fi angajat nu știu ce rude, că le-a crescut salariile acelor rude. A dat și un exemplu din ce am reușit eu să citesc din declarațiile din conferința de presă. Deci destul de multe lucruri se reproșează acestei doamne. Și deodată totul explodează. Adică doamna vine, spune, vine și domnul ministru, dar nu e adevărat, că doamna se răzbună. Deci apar așa foarte multe informații deodată despre care ei înțeleg că le discutaseră. Sau, mă rog, ministrul, de exemplu, avea cu siguranță suspiciuni sau bănuieli sau o părere clară despre managementul defectuos, prost al doamnei. Interesant. El zice Consiliul de Administrație de la Tarom a demis-o pe doamna. Așa eu este. Ca ministru n-am nicio treabă. În schimb, tu ca ministru vii și ceri detalii despre pasagerii de pe curse. Adică undeva e o fractură logică aici. E o fractură Cât logică. De mult își bagă nasul ministru în treburile astea? La urmă. Păi, după cum vedem, până la nivelul de a ști lista pasagerilor din avioane. Deci, dacă până acolo ajungi și să ți se și dea, pentru că doamna, din ce am citit eu, a spus că mi-a cerut, i-am arătat lista cu pasagerii, domnului ministru. Deci, acolo e o problemă, cred eu, de ambele părți. Ne uităm și la un alt caz care a intrat în atenția autorităților. E vorba de ceea ce făcea Dan Barna, candidatul SRL la președinție, în perioada în care era antreprenor. Dan Barna cere mutarea anchetei privind proiectele sale cu fonduri europene de la Departamentul de Luptă Antifraudă la DNA. Candidatul USR susține că se teme ca Viorica Dăncilă să nu facă presiune asupra acestui Departament de Luptă Antifraudă privind ancheta. E vorba despre cele trei proiecte despre care Rise Project a scris că ar fi fost folosite pentru a frauda
bani europeni în beneficiul lui Barna și al prietenilor săi. În replică, cei de la Antifraudă spun că ei au început verificările încă dinainte ca ancheta jurnaliștilor să fie publicată. E foarte simplu, pentru că nu vreau să fiu verificat de doamna Dăncilă. Își pune cineva întrebarea că într-un guvern în care ministrul transporturilor cere avioanelor să nu mai zboare, cere companiei Tarom să nu mai ridice avioanele de la sol, se îndoiește cineva că doamna Dăncilă ar avea vreo problemă să-i ceară lui Tony Greblă să se ocupe de să verifice puțin cu antifrauda? Deci suntem în campanie electorală pentru prezidențială. Răspund la orice întrebare, sunt total deschis, dar vreau ca verificarea să fie făcută de o instituție care nu este subordonată politic unui contracandidat direct. Bun. Domnul Barna este candidat la președinție. E un politic. Poate că are motive să se teamă că influența politicului poate ajunge în anumite departamente de control ale statului. Dar ce facem? Că, pe de altă parte, respectăm regulile jocului, nu? Dacă ne oprește poliția pe stradă și poliția e subordonată unui minister condus politic. Dacă vine ANAF-ul, ce facem? Refuzăm să discutăm cu ANAF-ul pentru că e subordonat unui ministru politic? Bun, eu cred că totuși am ajuns un pic cam departe și domnii politicieni, indiferent văd că din ce tabără provin, sar calul deja foarte mult. Pentru că nu poți tu, un cetățean până la urmă, nu e vorba că ești candidat la prezidențiale, că ești parlamentar, șef de partid sau orice ai fi, să-ți dai părerea cine ar trebui să te cerceteze pe tine. Să ceri tu cine să te ancheteze, de fapt. Da, să ceri ca o instituție a statului. Deci nu vorbim despre o instituție a statului subordonată politic, vorbim despre o instituție a statului român. Nu contează cum e acea instituție a statului. Să cer ca acea instituție a statului să predea niște documente DNA pentru că tu ai încredere în DNA. Păi nu așa se face justiția în România, nu așa cred eu că ar trebui să ne raportăm la instituțiile statului. Ceea ce ar trebui să-l preocupe pe domnul Barna, la fel ca pe toți ceilalți politicieni, este ca instituțiile statului să funcționeze bine. Ei să lupte fiecare în zona în care funcționează, mă rog, de unde vin ei, astfel încât să ajungă la acele instituții, mă rog, să ajungă personal calificat. Dar în niciun caz mi se pare foarte deplasat acest tip de limbaj, pentru că ne dă senzația tuturor că noi putem să facem în țara asta fiecare ce dorim. Dar asta înseamnă anarhie, de fapt. Că nu mai contează dacă eu traversez strada prost sau circul cu mașina și vine un polițist subordonat unui ministru de intern în care eu n-am încredere. Eu vreau să vină DNA să mă ancheteze, pentru că mi-aduc eu aminte că DNA era avea partea reputație bună. Mai bună. Da. Deci nu există așa ceva. Asta mi se pare un tip de discurs periculos. Nu cumva domnul Barna a vrut să, de bună credință poate, a vrut să pluseze cumva, adică el să spună că e gata să se ofere pe tavă unei anchete a procurorilor direct, în loc să mai treacă pe la acest DELAF, Departamentul de Luptă Antifraudă, despre care lumea știe destul de puține lucruri, doar știe că e subordonat cancelariei premierului. Da, deci declarația domnului Barna nu a fost tocmai în sensul ăsta. A spus că eu nu vreau să fiu cercetat de o instituție subordonată doamnei Dăncilă, contracandidat. Deci nu a spus că eu vreau să fiu cercetat de către DNA, care este, nu știu, Dumnezeul cercetărilor penale din România și mă supun DNA. Nu, dumnealui a explicat că nu vrea să se supună cercetărilor Departamentului Antifraudă pentru că ar fi subordonat premierului care este lui contracandidat. Are și justificarea acum, având în vedere cazul de la Tarom. El zice, dacă miniștrii ajung să cere ținerea la sol a avioanelor, de ce n-aș crede că mă cercetează o instituție politizată? Și are, într-adevăr, motive. Așa, la nivel personal, pot să înțeleg tipul ăsta de gândire. Dar nici mie nu, poate nu-mi convin foarte multe lucruri legate de instituțiile statului și nu am încredere în ele și chiar nu am în multe. Dar trăim într-un stat de drept și așa cum se clatină el acum, totuși trebuie să respectăm funcționarea acestui stat de drept. Da, la nivel personal, domnul Barna poate să spună orice. Pe de altă parte, dumnealui este candidat la prezidențiale, adică tu vrei să fii președintele acestei țări, dar în același timp mergi cu tipul acesta de discurs că pe mine să nu mă ancheteze acea instituție a statului, ci să mă ancheteze o alta. Deci cred că ar trebui un pic să putea să îi lase nervii pe unii candidați, să fie o perioadă foarte aglomerată, dar să-și dea seama că totuși trăim într-o țară în care noi vrem să reglementăm lucrurile. Nu vrem să spunem că nu ne convine poliția română, prin urmare eu nu mă spun regulilor poliției. Da. Vorbeam de politizarea asta a instituțiilor și sigur că ne oferă foarte multe motive de nemulțumire. E ceea ce se întâmplă zilele astea din plin în ministere, în agenții ale statului, în diverse autorități, pentru că, deși guvernul a fost demis, PSD a pornit această amplă operațiune de permanentizare pe posturi a oamenilor de încredere pe care i-a adus acolo în ultimii ani. Sunt tot felul de șefi de
cabinet, consilieri, care în mod normal ar trebui să plece și ei odată cu guvernul Dăncilă, dar care acum sunt mutați pe funcții de funcționari publici sau de execuție publică, astfel încât să nu mai poată fi dați afară la instalarea unui nou guvern. Se fac concursuri, doar că dosarele de candidatură acceptate sunt numai cele ale oamenilor de încredere. De exemplu, la Ministerul Sănătății a fost organizat un concurs pentru un post de șef de serviciu, la care participă doar șefa de cabinet a ministrului Sorina Pintea. ANAF vrea să ocupe 33 de posturi de conducere în direcții județene și regionale. La Ministerul Agriculturii se dau examene pentru posturile de directori, directori executivi, directori adjuncți la direcțiile agricole, unde au funcționat până acum interimari numiți de Petre Daia. Acum, sigur, de ce fac asta? Un răspuns ar fi pentru că putem, nu pentru că l-au mai dat odată cei de la PSD. Pentru că pot și pentru că au de plătit foarte multe persoane care i-au ajutat în, și în campanie și pe care mizează în continuare să-i ajute și la următoarele alegeri și pentru că au nevoie să se întărească foarte mult. Pentru că PSD, să nu ne gândim că s-a resemnat cu ideea că gata, am pierdut puterea, am pierdut guvernarea. Nu, ei în continuare au încă foarte multe mize. Și poate nu la prezidențiale, unde nu cred nu foarte mai tare mare șansele doamnei Dăncilă, dar puterea până la urmă PSD-ul nu a obținut-o în țara asta prin președinți. Stella Iliescu nu au mai avut președinte. De unde reușesc ei să manevreze instituțiile statului este tocmai în urma alegerilor locale și parlamentare. De fapt, miza lor acolo este și au nevoie de funcționari publici. E de la temelie, de fapt, dacă da, stăm să ne uităm. Infiltrarea până în... Da. Dar așa face PSD de campanie electorală. De la temelia țării, cum spui tu, de la din acele locuri pe care nu le vedem, de la acele locuri la care partidele mai nou înființate nu ajung. Numindu-i până și pe șefii de biblioteci publice județene sau municipale, pe oameni de la partid. În primul rând, adică, ca acei oameni cărora le dai un loc și le asiguri un loc călduț, îți garantezi deja un electorat propriu. Ei, familiile lor, mulțim cam cu o medie de 4 și s-ar putea să avem deja niște voturi. Doi, sunt cei mai buni oameni care îți pot face campanie. Da? Așa funcționează PSD. PSD nu funcționează la nivel de Facebook. Nu, ei merg din om în om și așa au fost obișnuiți. Mai trebuie spus că cei de la PSD, n-a fost o glumă când am zis pentru că pot, și-au dat voie singuri prin lege să facă asta, votând acel cod administrativ. Codul administrativ zice așa, nu mai trebuie să vină Agenția Națională a Funcționarilor Publici să facă concursurile astea. Instituțiile și le pot ține singure. Și atunci, sigur, când ești Ministerul Sănătății și ești condus de un politician PSD, îți faci singur concursul și pui pe cine trebuie. Când ești Ministerul Agriculturii, la fel, și mulțiți asta cu toate ministerele și agențiile din subordine care fac zilele astea exact ceea ce spunem. Da, și pe de altă parte știu că după moțiune, chiar în zilele de după moțiune, era o mare disperare din țară la nivel de ultim, până la ultimii funcționari publici, pentru că nu știau ce se întâmplă, nu știau dacă pleacă guvernul acum, ce se întâmplă cu funcțiile lor. Oamenii încă vor și vor deține în continuare cu adevărat puterea, pentru că în momentul ăsta nu ai ce să le faci. Adică există niște legi, organizează concursurile astea total legal. Într-adevăr, sunt niște lucruri acolo pe care noi cu toții le bănuim, și anume că își angajează propriul electorat și că își consolidează puterea la nivel de instituții publice. Dar sunt niște legi până la urmă pe care ei le-au trecut prin Parlament și au asigurat inclusiv stabilitatea pe care... Da, e forma prin care PSD-ul încearcă de fapt să nu părăsească guvernarea, chiar dacă formal pleacă. Pe de altă parte, nici negocierile pentru noul guvern de tranziție nu merg strălucit sau în ritmul dorit. USR ține sub presiune PNL-ul și nu vrea să promită sub nicio formă că va vota guvernul lui Orban. Dan Barna spune, după discuțiile cu premierul desemnat, că negocierile vor continua și săptămâna viitoare, după ce în primele două zile ale săptămânii viitoare așteaptă să vadă ce se va întâmpla în Parlament și cu inițiativa fără penal și cu alegerea primarilor în două tururi și cu abrogarea legii recursului compensatoriu. Am discutat despre fără penal în funcții publice, am discutat despre primari în două tururi și există o susținere în această direcție. Am solicitat premierului desemnat să își folosească pârghiile de negociator în acest moment
pentru că aceste două inițiative, alături de recursul compensator, asupra căruia se pare că există un, pentru abrogarea acestea, există un acord mai larg. Aici vă spun sincer că nu cred că asta va fi poziția lor, pentru că este o poziție nerezonabilă. Nu pot să cer Partidului Național Liberal decât ceea ce poate să dea Partidul Național Liberal, și anume să susțină proiectele respective pe care noi oricum le susținem. Noi nu putem decât să facem ceea ce am făcut până acum, în ultimii trei ani de zile, să susținem anumite puncte de vedere. Întâi pe susținerea USR în investirea guvernului, pentru că nu pot să-mi imaginez că ar putea un partid de opoziție care a fost alături de noi atâta timp, care a luptat împotriva PSD, că ar putea să contribuie în vreun fel la menținerea la Palatul Victoria lui Viorica Dăncilă. Plecând de la toate șicanele astea, fostul președinte Traian Băsescu a postat pe Facebook ceva foarte interesant, plecând de la ideea enunțată în spațiul public de Robert Turcescu că o a doua propunere ar putea fi chiar Traian Băsescu la postul de premier. Traian Băsescu inventariază niște lucruri pe care spune el, metaforic trebuie precizat, le are de adresat și președintelui și în spațiul public, că dacă aș veni prim-ministru, voi forma un guvern de Uniune Națională, din care nu o să facă parte niciun politician care a făcut parte din guvernele Ponta, Grindeanu, Cioloș sau Dăncilă. În orice caz, le sugerează liderilor de partide care au dărâmat guvernul Dăncilă să termine odată cu șicanele astea, pentru că zice de domnia sa, votați de bunăvoie Orban dacă vreți să nu votați de nevoie Băsescu. Traian Băsescu, fost președinte al României, acum europarlamentar din partea PMP, la telefon în legătură cu noi. Bună seara, domnule președinte. Bună seara. Am făcut precizarea asta că era o metaforă. Dumneavoastră i-ați spus un vis. Când m-am trezit din vis, am spus ceea ce trebuia spus în spațiul public. Da. Ideea care e, de fapt, ca să înțeleagă toată lumea? Le reproșați deci, acestor lideri că trag de timp? Nu că trag de timp. În primul rând le spun că au o responsabilitate. Gândiți-vă că guvernul Dăncilă nu a fost dărâmat de opoziție. Opoziția a fost timp de 3 ani PNL, USR, PMP. Această opoziție a încercat de trei ori să dărâme guvernul și n-a reușit. S-a reușit dărâmarea guvernului Dăncilă atât când au venit aliați din guvernarea PSD, adică UDMR, ALDE și Partidul domnului Ponta, pro-România. Da. Numai cu sprijinul lor s-a putut dărâma guvernul. Ori ei trebuiau să înțeleagă că în momentul în care dai jos un guvern, ai responsabilitatea să pui altul. Nu poți să spui, l-am dat jos pe ăsta și nu mai pasă. Pentru că este clar pentru toată lumea că opoziția nu are suficiente voturi ca să nici să dea jos un guvern, nici să instaleze un guvern. Deci ei nu pot spune acum... ne-am făcut treaba, am dat-o jos pe Dăncilă, care din răzbunare, care din interese, care din nevoi de funcții mai multe. Nu poți să spui acum, am dat jos guvernul Dăncilă, da, și să se descurce Orban, să-și facă majoritate. Nu-i posibil. E foarte clar că acești lideri de partide negociază, dacă nu vor realmente să obțină ceea ce cer, măcar fac tot tamtamul ăsta pentru ca electoratul lor să vadă că ei se bat pentru niște lucruri, nu? Asta ar trebui să înțelegem. Deci și pentru ce ați observat dumneavoastră că s-au bătut ei? Păi, iată, USR, de exemplu, că de aici plecasem cu discuția, de fapt, tot încearcă să promoveze aceste teme, chiar forțând nota și spunând, vreau să văd cum vă purtați în Parlament dacă treceți proiectele astea. E limpede ca lumina zilei că un singur partid, PNL-ul, nu poate să treacă de unul singur proiectele astea. Și deci, că... bat joc nu de PNL, ci de electorat. Creează o atmosferă de care România nu are nevoie. În afară de faptul că după părerea mea, strategic s-a greșit. Guvernul Dăncilă nu trebuia dărâmat acum, ci după ce Klaus Iohannis câștiga alegerile. Așa și-a legat o piatră de picior.
Dar imperativul zero acum, și din punct de vedere electoral al dreptei, dacă vreți, dar și din punct de vedere al interesului național, de care nu pot să nu ții cont, este restabilirea guvernării. Da. Pentru că în lipsa acestui lucru, fiind o țară care săptămânal împrumută bani ca să plătească pensiile și salariile, vă rog să mă credeți că în câteva zile vor începe să ne crească dobânzile. O să ne trezim și cu agențiile de rating că downgradează România. Și atunci să vezi efecte ale jocului de a moțiunea de cenzură. Un singur lucru aș vrea să mă întreb, domnule președinte, sigur, cu ironia de rigoare pe care am convenit cu oare această postare a dumneavoastră, am văzut că totuși vorbiți aici de aplicarea legii pensiilor, legea salarizării. Vi se pare că ar trebui, înțeleg, să dea noul guvern asigurările astea ca toată lumea să stea liniștită și să abandonăm odată tema asta cu tăierile? Nu, tema cu reducerea cheltuielilor nu trebuie abandonată, dar tema cu reducerea, anularea legii pensiilor, suspendarea aplicării legii salarizării și a pensiilor trebuie uitate, pentru că nu se vor pune în practică. Asta odată. În al doilea rând, România are resurse împrumutând să plătească și salariile și pensiile. Mai ales că discutăm de o etapă care se prefigurează cu creștere economică pe termen mediu, deci creșteri de 4-3% în următorii ani. Ori un procent de PIB la creștere înseamnă peste 2 miliarde de euro în momentul de față. Deci resursă se creează prin creștere economică și prin împrumuturi de completare. Mulțumesc foarte mult pentru explicații, fostul președinte. Mulțumesc frumos. Rămâne totuși subiectul ăsta, Ramona Ursu, al acestor presiuni pe care le face USR și arjând în felul ăsta, adică e o negociere maximală, e toată lumea de acord, cred că și ei înșiși, că nu se pot obține lucrurile astea. Hai să votăm în Parlament în 2 zile 4 chestiuni strategice pentru România după ce n-am făcut-o ani de zile. Ce își doresc oamenii ăștia? Bun, trebuie să știm că totuși există o campanie electorală în care suntem acum și e clar că fiecare are nevoie de cât mai multe voturi. Știu că USR a susținut întotdeauna temele pe care le susține și acum, adică știm cu toții chestia asta, nu e nimic nou, ei nu ne surprind cu aceste teme și e foarte bine că partidele luptă pentru propriile proiecte, pentru niște principii, însă noi acum suntem într-o situație destul de ciudată. Pentru că avem un guvern asupra căruia demis, da, s-a înțeles opoziția că trebuie demis, au reușit să demită, ceea ce e foarte bine. Dar acum opoziția trebuie să înțeleagă că nu e doar să dai jos un guvern. Da? Pentru că nu așa se conduce țara și dacă ei își fac numai niște calcule electorale, cum că bine, noi nu intrăm la guvernare, noi USR de exemplu, nu intrăm la guvernare cu PNL decât în condițiile astea, sau nu intrăm la guvernare decât dacă există doar sau, PNL. Sau nu susținem sau nu guvernul decât în anumite condiții. Decât în anumite condiții. Mie aici mi se pare că nu mai este vorba doar despre o joacă electorală, mi se pare chiar de-a dreptul oarecare irresponsabilitate. Pentru că după atâția ani în care noi de fapt nu am avut guvern, noi am avut o grupare subordonată unui infractor care a funcționat, iată, după modelul domnului Cook. Intervenim unde vrem noi, facem ce vrem noi și a făcut de cap. În sfârșit s-a reușit ceva. Adică cu toții din tabăra asta a opoziției și a cetățenilor care tot au vociferat în ultimii ani și-au dorit să scăpăm o dată de guvernarea asta. Bun, scăpăm și acum ce facem? Facem calcule cu toții cât va câștiga USR-ul la următoarele alegeri, cât va câștiga PNL-ul. Trebuie să avem totuși un guvern care să ducă, să oprească tot ce se mai poate opri la nivel de abuzuri, la nivel de furturi, la nivel de intervenții, după cum spuneam mai devreme, care sunt în neregulă și care să funcționeze în interesul țării. Ce va fi la alegerile locale și parlamentare? Pentru că asta cred că e miza lor. Ei își fac niște calcule cum că
noi dacă intrăm la guvernare, deja nu mai ești bine privit de electorat. Că toată lumea începe să înjure guvernarea. Te erodezi. Nu merge, da. Nu știu, ceva în țară, se întâmplă în jurul guvernului. Mai ales în perioada în care trebuie să repari niște lucruri stricate proaspăt de cei dinaintea ta. Corect, deci nu va fi o guvernare simplă, dar noi nu trăim într-o țară cu foarte simplă, da? Lucrurile sunt destul de complicate acum, lucrurile sunt foarte grave acum. Și atunci, dacă vrem cu adevărat să fim politicieni și să vrem să guvernăm țara, trebuie să ne asumăm niște lucruri. Eu înțeleg așa, că tu enunți ca partid lucrurile astea intens așa și insistent, vreau alegeri în două tururi, vreau depolitizare, vreau fără penal în funcții publice. Lucrurile astea, sigur, nu se pot întâmpla foarte repede în Parlament. Ceea ce îți oferă ție, oricând, marja de discuție, eu am cerut și nu s-a întâmplat. Am tot dreptul să critic, pentru că, uite, v-am spus de la început că eu cer lucrurile astea, ele nu s-au întâmplat. Și atunci stai pe lângă și critici, nu? Cam asta, e. Asta încep să îmi pun întrebarea dacă cumva unora nu a început să le placă foarte mult să rămână în opoziție. Și în opoziție se poate rămâne și dacă câștigi alegerile cu 49%. Că se face o majoritate de 51%, tu rămâi acolo în opoziție și s-ar putea chiar să te lase în opoziție. Bine, da, asta însă... acum, ca să facem dreptate, USR-ul, de fapt, cam asta zice. Degeaba intrați voi la guvernare acum, că dacă majoritatea în Parlament e tot a PSD-ului cu Ponta, cu ALDE și cu alții, nu o să fiți realmente la guvernare. Da, dar nu ne garantează USR-ul că noi anul viitor vom avea o altă majoritate parlamentară. Nu ne garantează nimeni asta. Iar politicienii, după părerea mea, și aici, nu știu, poate că unora din disperare încep să creadă tot felul de alte scenarii, dar după părerea mea, politicienii sunt acei oameni care și în situații foarte grele, sau mai ales în situații foarte complicate, și nu pentru partidele lor, și nu pentru funcțiile lor, ci pentru țara pe care ei vor să o conducă, atunci intervin să pună în ordine lucrurile. Deci, asta înseamnă pentru mine cu adevărat un politician. Nu înseamnă ca tu să-ți dorești o situație ideală, o țară ideală, în care toată lumea să vină să-ți aplaude ție partidul, să spună, da, uite, îți dăm ție 90% din voturi, acum ia și guvernează. Nu este țara asta. Mai au timp de gândire în weekend. Mulțumesc foarte mult, Ramona Rusu. Continuăm. După aproape 5 luni de închisoare, Liviu Dragnea vrea să scape de condamnarea la 3 ani și jumătate primită în dosarul angajărilor fictive și a depus prin poștă la instanța supremă o cale extraordinară de atac. Cererea lui va fi judecată pe 12 noiembrie. Fostul lider PSD, vă reamintesc, a fost închis pe 27 mai la penitenciarul Rahova pentru instigare la abuz în serviciu. Contestația în anulare apare deja înregistrată pe portalul Curții Supreme cu data de 18 octombrie 2019. Deocamdată nu se știe care sunt motivele pe care își întemeiază Dragnea acțiunea. Toni Neacșu, unul dintre avocații în dosarul angajărilor fictive din Telorman, spune că cel mai probabil este vorba despre constituirea completului care a judecat cauza. Există mai multe motive pentru contestație în anulare. Urmează să depun și eu pentru clienta mea din acest dosar. Bănuiesc că se invocă nelegalitatea constituirii completului de judecată, respectiv faptul că instanța care, mă rog, a pronunțat această condamnare nu a fost imparțială, în sensul că nu a așteptat o decizie a Curții Constituționale înainte de a se pronunța pe problema completelor de 3 judecători. Liviu Dragnea urmează să-și angajeze un nou avocat pentru a-l reprezenta în instanță. Potrivit legii, dacă cererea îi se admite, s-ar dispune eliberarea lui din penitenciar și rejudecarea apelului de către un nou complet de 5 judecători. Dacă se admite, pur și simplu se suspendă efectele hotărâri, respectiv, mă rog, domnul Dragnea și celălalt care sunt în penitenciar pot ieși până la soluționarea acestei contestații în anulare. Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat de Curtea Supremă la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Copilului Telorman. Decizia e definitivă și executorie. Completul de 5 judecători a menținut sentința din primă instanță. Vă reamintesc că sunt proteste violente la Barcelona, sunt sute de mii de oameni pe străzi, iată imaginile în direct, ne arată că au fost incendiate mașini, magazine, că protestatarii au ciocniri cu forțele de ordine. Revenim cu imagini și relatări în direct de acolo în câteva momente, rămâneți cu noi!
direct de la protestele violente din Barcelona. Poliția municipală spune că pe străzi au ieșit peste jumătate de milion de oameni. 525.000 sunt cifrele oficiale. Au avut loc incendieri, ciocniri cu forțele de ordine. Vă reamintesc, sunt proteste ca reacție la condamnările politicienilor pro-independență care au primit săptămâna asta pedepse cuprinse între 9 și 13 ani de închisoare pentru tentativa de secesiune a Cataloniei prin acel referendum din 2017. În direct cu noi prin telefon, doamna Florentina Marin, avocat stabilit în Barcelona. Bună seara, spuneți-ne ce se întâmplă acum. Bună seara! Acum, exact unde sunt eu, este liniște, însă străzile au fost blocate încă de dimineață și foarte mulți protestanți pașnic au manifestat împotriva deciziei Curții Supreme a Spaniei în ceea ce privește condamnarea politicienilor din Catalunia. Însă, a început ca o manifestație pașnică. Înțeleg din ceea ce am citit că în unele zonele Barcelonei deja au început conflictele violente. Da, noi am văzut în, și continuăm să vedem de altfel că au fost incendiere acolo, că s-au aruncat cu pietre în forțele de ordine, trâmbe de fum de la mașini probabil incendiate în ultimele minute. Nu pare deloc, pare să fi degenerat în anumite privințe situația. Așa este, eu vă pot spune că seara, chiar în fața locuinței în care unde locuiesc, s-au incendiat containere, au aruncat cu cocktailuri molotov în organele de poliție și sincer am intrat în panică. Iar poliția, pentru că am sunat imediat, a venit cam la 15 minute după aceste acte vandalice, împreună cu pompierii. Și când am sunat, ne-au explicat că pur și simplu nu mai pot face față. Situația este real foarte gravă și eu personal sunt extrem de îngrijorată. Ce vor oamenii, de fapt? Înțelegem că i-au șocat aceste condamnări, că pedepsele au fost mari, între 9 și 13 ani, par foarte mari. Lumea a fost oripilată, să zicem. Ce le cer autorităților, practic? Ei solicită libertatea acestor condamnați și, în același timp, ceea ce a șocat opinia publică este că abia după 3 zile de violențe și acte de vandalism, președintele Generalității, adică Cataluniei, a dat un comunicat prin care condamna violențele. Însă, conform spuselor dânsului, aceste persoane ar fi intruse. La această declarație, însă, Guvernul Spaniei a răspuns zicând că este clar despre cetățeni catalani ce sunt coordonați și au acționat strategic și că președintele Cataluniei, practic, ascunde adevărul. Din punctul meu de vedere, eu chiar înțeleg, mai ales că sunt avocat, că s-a aplicat codul penal și pe infracțiunile pe care le-au comis acești domni politicieni, le-au dat către minimul pedepsei. Da, nu sunt în măsură să comentez, însă ei cer libertatea celor condamnați și autonomia regiunii. De altfel, președintele Cataluniei a ieșit cu o declarație spunând că va continua să ceară guvernul de la Madrid posibilitatea unui nou referendum. Deci, deși a intervenit această pedeapsă aspră, zic ei, continuă practic să se expună aceluiași tip de acțiune. Vor în continuare lucrurile pentru care au fost de altfel acuzați Puigdemont și ceilalți. Exact. E o alertă de călătorie, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri, o avertizare din partea Ministerului Român al Afacerilor Externe, pentru că înțelegem, doamna Marin, că e și o grevă generală, sau a fost astăzi acolo, da, și continuă să afecteze generală mai multe sectoare. Corect. Toate, absolut toate organismele publice, cred că astăzi au funcționat între 30% și 50%. Această grevă generală, dar care a fost convocată tot de către cei care sunt pro-independență, cu toate că sub forma unei greve generale, însă nu se știe motivul acestei greve. Lumea nu a mers la muncă.
Înțelegem că o grămadă de evenimente culturale, sportive au fost amânate sau anulate cu totul. Din partea autorităților, atât vă mai întreb, ce mesaj a venit? Au îndemnat la calm? Au intervenit în forță? Dacă vă referiți la Guvernul Spaniei, aceștia au suplimentat organele de poliție. Sunt mai mulți decât au primit inițial din partea organelor locale. Doar au explicat că în ultimele trei zile pagubele produse în orașul Barcelona se ridică undeva la 2 milioane de euro. Mulțumesc foarte mult, Florentina Marin, româncă stabilită în Barcelona, despre protestele violente care, așa cum vedeți în imaginile în direct, sunt în plină desfășurare acum pe străzile orașului. Vă reamintesc, datele oficiale de la poliție spun că pe străzi au ieșit peste jumătate de milion de oameni care critică pedepsele, se opun acestor pedepse primite de liderii lor și continuă să militeze pentru independența Cataloniei. Continuăm. Dorința ultimului suveran al României este îndeplinită. Rămășițele reginei mamă Elena au fost repatriate din Elveția, vor fi depuse în necropola regală de la Curtea de Argeș, alături de cele ale fiului său, regele Mihai I. O aeronavă a forțelor aeriene române a adus sicriul reginei Elena pe aeroportul internațional Otopeni. A avut loc acolo un ceremonial militar și religios, la care au fost prezenți custodele coroanei Margareta, membri ai familiei regale, reprezentanții instituțiilor statului. Avionul militar a aterizat la ora 11 pe aeroportul internațional Otopeni. Sicriul reginei mama a fost înfășurat într-un drapel tricolor, iar deasupra a fost depusă o coroană de flori albe. Majestatea sa, Margareta, a dorit ca, în mod simbolic, sicriul reginei Elena să plece către Curtea de Argeș de la Palatul Elisabeta, locul pe care la 30 decembrie 1947, regina mamă și regele Mihai au fost forțați să-l părăsească. Publicul a avut acces în fața Palatului Elisabeta, unde se vor putea depune flori și lumânări. A însemnat foarte mult, eram copil și am iubit-o în continuare. În jurul orei 13, cortegiul funerar cu sicriul reginei drapat cu standardul propriu a plecat de la Palatul Elisabeta din capitală spre Curtea de Argeș. Regina Elena a murit la Lausanne pe 20 și 20 octombrie 2019. Sorina Matei și actualitatea românească imediat. Rămâneți cu noi!